Hello, hello! Bine v-am regăsit, dragii mei gemeni! Aceasta este citirea de tarot pentru luna februarie, pentru toți cei care aveți zodia gemeni, ascendentul sau luna natală în semnul zodiacal al gemenilor. Hai să vedem pentru voi, dragii mei, ce mesaje au cărțile. Interesant! Văd că pentru gemeni, luna februarie vine cu schimbări, cu transformări. Pentru o parte dintre voi vine cu călătorii fizice. Trebuie să călătoriți dintr-o parte în alta. Unii călătoriți în interes de serviciu, alții călătoriți în interes personal, nu contează. Indiferent în ce sfera vieții voastre se aplică această călătorie, da, dacă se manifestă energia sub forma efectivă a unei călătorii, țineți cont că pe parcursul acestei călătorii o să aveți ocazia ca voi să fiți cei care inițiați o mai mare apropiere față de oamenii pe care îi întâlniți sau oamenii cu care călătoriți. La ce mă refer aici? Dacă călătoriți în interes de serviciu, da, mergeți în delegație pe undeva. Acum e momentul ideal în această delegație, în această călătorie, să vă apropiați de colegii cu care călătoriți, de colegii pe care îi întâlniți acolo, de colaboratorii pe care îi întâlniți acolo. Acum e momentul ca voi să inițiați un mai strâns dialog, o mai strânsă colaborare cu aceste persoane care vă va ajuta profesional pe termen lung. Da? Vă va ajuta în dezvoltarea voastră profesională. Dar voi trebuie să inițiați. Voi trebuie să fiți cei care sunteți deschiși, da, la colaborare, la discuție, la o mai strânsă legătură între voi și aceste persoane. Dacă călătoria este în scop personal, iarăși aveți ocazia în această călătorie, că e lungă, că e scurtă, nu contează, puteți să călătoriți și doar 15 minute, dar în această acțiune, activitate de a călători alături de cineva, voi aveți ocazia să vă faceți prieteni, dacă călătoriți cu soțul, soția, iubitul, iubita, să sudați relația mai bine, să vă apropiați mai mult de persoana de lângă voi. De ce? Că atunci când călătorim, totul suntem scoși din mediul nostru de zi cu zi, suntem scoși din rutina noastră. Facem lucrurile altfel și atunci e momentul să-i observați. Cum e totuși persoana asta când nu e acasă, când nu e la lucru, când nu e la școală, când nu e în mediul în care ne-am cunoscut și ne-am obișnuit? Cum se comportă? Cum am funcționat noi ca dinamică de cuplu sau de prieteni? Da? Da, voi trebuie să fiți cei care inițiați și cei care direcționează situația, legătura în felul în care voi vreți să o direcționați. Acum, nu pentru toți gemenii, energia asta se materializează sub forma unei călătorii fizice, adică nu toată lumea pleacă pe undeva cu cineva. Energia asta se poate materializa, că nu e chiar materializa, dar se poate aplica, să-i spunem așa, în viața voastră și sub forma unei călătorii mentale, unei călătorii de ipotetice, să-i spunem așa, da? Și atunci, vreți să vă apropiați de niște prieteni, vreți să vă apropiați de soț, soție, iubit, iubită, faceți jocuri din acestea de imaginație. Ce ai face dacă? Cum ai reacționa dacă? Da? Astea sunt călătorii mentale. Poveștile sunt călătorii mentale. Da? La fel, vreți să vă apropiați mai mult de colegi, de cineva de la locul de muncă, de vecini, de nu știu, de cineva din familie? Faceți genul ăsta de jocuri. Ce ar fi dacă? Cum ai reacționa dacă? Ce s-ar întâmpla dacă? Dar voi trebuie să inițiați aceste discuții, aceste conversații, să vă apropiați de oamenii ăștia, bineînțeles, dacă vreți o mai strânsă legătură, o mai strânsă relație cu persoanele respective. Bun. Cum vom scoate și niște clarificări de la cărțile de tarot, până când amestec eu cărțile de tarot, să vă rog, dragii mei gemeni, să dați un like acestui video, să mă lăsați în secțiunea de comentarii dacă vă place, nu vă place, vă regăsiți, nu vă regăsiți. Să vă abonați dacă nu v-ați abonat încă canalul meu de YouTube și, bineînțeles, să nu uitați să trimiteți mai departe filmarea dacă vă place și considerați că mai sunt și alți oameni din viața voastră care ar putea să beneficieze de pe urma acestor predicții de tarot. La baza pachetului avem aici un cavaler de monede care mi-arată că, per total, pentru voi, dragii mei,
luna februarie are așa o energie destul de molcomă și de lentă, adică lucrurile nu se întâmplă cu mare rapiditate, da? Nu sunteți dați peste cap în luna februarie, dar tot ceea ce construiți, tot ceea ce faceți, dacă faceți așa treptat și cu cap și cu un plan bine pus la punct, e foarte bine făcut și e pentru succesul vostru și vă va ajuta pe termen lung. Hai să vedem ce alte cărți avem aici. 8 de cupe, turnul, 7 de săbi și regina de bâte. Ok. Aici, în mijlocul lunii februarie, e ciudățel rău de tot. Poate nu v-aș recomanda chiar pe la mijlocul lunii februarie să călătoriți. Stați acasă dacă puteți pe mijlocul lunii februarie. În schimb, începutul lunii februarie, primele 10 zile chiar din lună, aș zice, sunt un moment ideal pentru a călători. Sunt un moment ideal pentru a face schimbări în viața voastră, de orice fel. Schimbări în viața personală, schimbări în viața profesională. Tot ce nu vă mai mulțumește, lăsați în urma voastră la începutul lunii februarie, ca să începeți luna așa cu inima mai ușurată, da? Mai ușurați, cu mai puține greutăți pe umeri. Și asta poate să fie un lucru simplu, faceți curățenie în dulap, hainele pe care nu le-ați mai purtat de ani de zile, aruncați-le, ce le tot țineți acolo? Că sunt așa o piatră energetică care vă stă pe umeri, debarasați-vă de ele, le donați, le vindeți, faceți ce vreți voi, faceți cârpe de praf din alea, nu contează. Sunt niște oameni care doar vă cicălesc, care vă aduc doar durere și probleme și care nu mai dați seama de ce-i păstrați în cercul de prieteni, de ce mai vorbiți cu ei, blocați-le numărul. De ce mai țineți pe acolo dacă nu aduc niciun aspect pozitiv în viața voastră? Nu vă mai mulțumește jobul, la începutul lunii februarie e momentul ideal să faceți schimbări. Pe urmă, mijlocul lunii, repet, nu. Tot ce vă zic acum că e ok pe începutul lunii februarie, nu e ok pe mijlocul lunii februarie. Da. Deci dacă vreți mari schimbări în viața voastră, primele 7-10 zile din februarie sunt momentul să faceți asta. De ce? Că pe urmă, uite, turnul, 7 de săbi, pe urmă lucrurile vă scapă de sub control. Și oricât de mult v-ar plăcea vouă să credeți că puteți să le controlați aici, pe mijlocul lunii februarie nu le puteți controla. Aici se întâmplă lucruri care sunt inevitabile, sunt triste, sunt dureroase, da, că vă fuge pământul de sub picioare și vă dați seama că cineva v-a mințit și v-a amăgit și vă dați seama că o persoană în care ați avut încredere, de fapt, vă săpa pe la spate și vă dați seama că o persoană cărea voi mergea să vă confesați și pe care îl considerați un prieten apropiat, după aia a mers în tot orașul și a spus mai departe poveștile voastre pe care v-ați considera că, na, sunt confidențiale. Da, tot felul de situații din astea poate să apară aici la mijlocul lunii februarie. Și eu de ce v-am zis aici pe începutul lunii? Faceți curățenie generală și în casă și în dulapuri și la locul de muncă și între oamenii din viața voastră și între obiceiurile și tabieturile și viciile voastre, pentru că tot ce nu lăsați voi în urmă de la sine, din propria voastră dorință, la începutul lunii, o să vină și o să vă taxeze amarnic pe la mijlocul lunii. Da? Că vă știți mai bine ca mine la ce trebuie să renunțați. Unii trebuie să renunțați la moduri de gândire, alții la moduri de a vorbi, alții la un mod de a vă îmbrăca, alții la un mod de a relaționa cu oamenii, alții la un job, alții la o relație, nu știu, alții la un viciu, la ceva trebuie să renunțați. Și cu cât țineți mai mult morțiși de treaba aia, că sunteți în zona de confort și nu vreți să ieșiți din zona voastră de confort, cu atât căderea o să fie mai cruntă la mijlocul lunii februarie. Iar unii dintre voi, îmi pare rău că vă zic asta, dragii mei gemeni, efectiv trebuie să renunțați la prostul vostru obicei de a cicăli sau de a insista foarte mult pe anumite lucruri cu oamenii din jurul vostru. Că dacă nu renunțați, o să renunțe ei la voi pe mijlocul lunii și nu o să vă placă. Nu o să vă pice bine când voi sunteți cei care primiți acest tratament. Da, vouă s-au dat aici semne că trebuia să renunțați la anumite lucruri. Finalul lunii februarie își revine energia. Revine cu această regină de bâte. După șocul de la mijlocul lunii, după șoc și groază, da,
reveniți la energii mai pozitive, reveniți în centrul atenției, reveniți în mijlocul prietenilor, iar sunteți apreciați, iar vi se fac complimente, iar reveniți la gânduri mai bune, da? Pe domeniul profesional vă ziceam că februarie e o lună bună, dar e bună dacă faceți lucrurile meticulos, cu cap și cu încetişorul. Nu e momentul să vă luptați cu orice preț, să demonstrați voi că sunteți de deștept și că aveți dreptate, că o să vă faceți foarte mulți inamici. E momentul să fiți așa mai cu cap, pentru că sunt aici foarte multe oportunități pentru voi, sunt oportunități să câștigați un proiect, o licitație, un client, un lucru așa care pentru voi e ca un trofeu, da, care demonstrează, băi, cât de bun sunt eu. Foarte, foarte multe oportunități financiare. În martie o să vină și oportunități în viața voastră privată, cei care vreți să vă căsătoriți, să faceți copii. Martie e luna ideală pentru o nouă iubire, o nouă poveste de dragoste sau pentru continuarea poveștii voastre de dragoste într-un mod mai frumos, mai armonios, la următorul nivel, să-i spunem așa. Dar total e o lună interesantă aici, dragii mei. Lăsați-mi în secțiunea de comentarii ce părere aveți, ați rezonat, ați rezonat, v-a plăcut, nu v-a plăcut. Nu uitați să dați și un like, să vă abonați. Partea a doua a citirii voastre de tarot urmează pe 8 februarie, atunci o să vină videoclipul cu ghidarea angelică. Până atunci vă doresc mult succes, vă doresc curățenie generală plăcută, vă doresc să treceți cât mai ușor peste punctele astea problematice din mijlocul lunii, fiindcă finalul lunii e foarte frumos, v-am spus, doar aici, pe la mijlocul lunii, se întâmplă niște chestii care ar fi de evitat. Le puteți evita, că nu sunt bătute în cuie, da? Le puteți evita și v-am spus exact cum. Până data viitoare, aveți grijă de voi și mult succes, dragii mei! Pa, pa!